Bună ziua! Astăzi aș vrea să vă prezint ecuația de gradul al doilea. Aceasta are forma următoare. X, AX la a doua plus BX plus C egal cu 0, unde A este diferit de 0 pentru că trebuie să avem puterea a doua, de aceea se numește ecuație de gradul al doilea, avem puterea a doua a lui X. Aceasta se rezolvă în felul următor, folosind discriminantul notat cu delta grecesc, adică acesta ca un triunghi, este egal cu B la a doua minus 4AC, unde B este coeficientul lui X, A este coeficientul lui X la a doua, iar C este termenul liber. Atunci, cele două rădăcini, pentru că vom avea două rădăcini pentru că este X la a doua, X1, 2 este egal cu linie de fracție minus B plus minus radical din delta supra 2 ori A. Deci acestea sunt cele două formule pe care trebuie să le știți pentru a putea rezolva ecuația de gradul al doilea. Și acum o să vă dau un exemplu. X la a doua minus 7x plus 6 egal cu 0. Am spus că avem coeficienții lui X la a doua, lui X și termenul liber. Și atunci vom spune care este A. De fiecare dată eu vă propun să spuneți care este A, B și C ca să nu vă încurcați. A, în cazul nostru, este 1, pentru că 1 se mulțește cu X la a doua, să ne dea X la a doua. B este minus 7, că avem minus 7 ori X, iar C este plus 6. Și atunci, folosind formula, scriem întâi formula de fiecare dată, delta egal cu B la a doua minus 4AC, înlocuim, egal cu minus 7 totul la a doua minus 4 ori 1 ori 6, egal cu 49 minus 4 ori 1, 4 ori 6, 24 și egal cu 25. Și atunci, X 1, 2, cele două soluții, minus B plus minus radical din delta supra 2 ori A, adică minus minus 7 plus minus radical din 25 supra 2 ori 1, egal cu 7 plus minus radical din 25 este 5 supra 2 și atunci rezultă X1 este cu minus, X2 este cu plus sau invers, nu contează. X1, 7 minus 5, 2 supra 2, 1, X2, 7 plus 5, 12 supra 2, 6. Și avem cele două soluții, X1, X2, ies egal cu 1 și 6. Soluțiile cele două, soluții ale ecuației. Adică dacă înlocuim în soluția inițială pe X cu 1, vom obține 1 la a doua 1, minus 7 ori 1, minus 6, plus 6 ne dă 0. Dacă înlocuim cu 6, 6 la a doua 36, minus 7 ori 6, 42, adică minus 6, plus 6 egal 0. Deci obținem cele două soluții. Deci, putem să observăm că atunci când avem de aflat X1, X2, avem nevoie de delta. De fapt, de radical din delta. Înseamnă că vom avea trei variante. Atunci când delta este pozitiv, avem două soluții distincte, cum este în cazul ăsta. Atunci când delta este 0, vom avea o singură soluție, care este minus B supra 2A și se repetă, pentru că minus, plus minus radical din delta ne dă 0. Și când delta este negativ, atunci nu vom avea nici una dintre soluții, pentru că nu putem să facem radical dintr-un număr negativ. Deci putem spune că pentru a rezolva o ecuație de gradul al doilea, avem prima variantă, când delta este mai mare decât 0, avem x1 diferit de x2 și x1, x2 aparțin lui ieri. Când delta este egal cu 0, x1 egal cu x2 și egal cu minus b supra 2 ori a. Și a treia variantă, când delta este mai mic decât 0, x1, x2 nu aparțin lui ieri, deci rezultă, mulțimea soluțiilor este mulțimea vidă.
Vom reveni cu exerciții și la celelalte două exemple. Sper că s-a înțeles și vă doresc mult, mult